Dar și tâmpit, foarte corect. Și tâmpit trebuie să fii să zici că eu mi-am ars casă. Mă țin. Ești un cerșător. Pleacă de aici, dar. Marj afară. Cerșător. Știi ce înseamnă cerșător? Cerșător înseamnă când ai și încă mai vrei, știi? Eu n-am, iar că nu mă crezi, n-am. Și asta, nu știu, trebuie să vin luna asta de la YouTube vreo 200 ceva dolari, dar în genere eu ce am venit să zic la tăți cât bani am pe cont sau astea, nu ar trebui să intereseze pe nimeni lucrul ăsta, știi? Și faptul că... Și faptul că asta am cerut ajutor nu înseamnă că am furat pe cineva. De unde, băi, așa gândire, știi? Și asta... Și ăștia de la guvern îmi scrie: Iulie, că pe dâși eu spus să închidă campania asta, mulți oameni, voi n-aveți idei câți oameni, eu zic, băi, să închidă din Moldova, știi, să închidă campania și nu știu acolo. Dar țineți minte când eu am făcut gest cu pizza, știi? Câțiva ani în urmă, am făcut gest acela cu pizza. Și-au făcut oameni pe Facebook. Ok, unii m-au criticat că eu am făcut asta pentru laudă și nu știu acolo, și fă, ca să nu vadă tăți, dar mulți mă laudau, știi, gen, mă laudau. Și hop, numai cum faci ceva și oamenii nu-i convine, știi? Gata, știi? Gata, îți scot ochii, știi, te mănâncă de viu. Televizorul mai merge? Nu. Xbox-ul merge, dar l-am dăruit. Eu n-am de gând, știi, cumva să mă stărui, să fiu spar bun. Băi, nu că, știi, tata lui Cate, într-o zi, el mi-a zis, tata lui Cate, unde eu am trăit, știi? Și cineva spune, ce nu-i spui tu părinții tăi? Pentru că așa mulți cred că nu-i știu. Și dacă zic părinții mei, să nu creadă că e mama pe care eu am vorbit, știi, care mi-a făcut mie rău în copilărie. Dar... Tata Catei, unde eu am trăit, păi mă piși pe fața ta de frustrat și eu mă cac în gura ta de căcat și ești tu. Sorry, băi, n-am... Sunt unii frustrați pe aici prin comentarii. Spune, știi, înainte Ilie eram altfel. Eram mai fericit, mai altfel, dar oamenii... schimbă. Cât tu crești, oamenii te schimbă, știi? Și așa și este, că cât mai, nu știu, cât mai în vârstă de vie, știi, parcă oamenii, știi, de aici unul vine și îți spune că trebuie așa să trăiești, știi? Unul vine și îți spune, nu, un vecin îmi vine și îți spune că el își face gardul pe dos, dar nu îi spune să fac gard din sticle de butulci de apă, știi? Și cu tine, băi, fă-ți tu, nu tu vii cu sfaturi de astea, știi? Și așa, în viața asta, mulți oameni vin cu păreri și îți spun și asta. Băi, nu mă ascultați pe mine, nu ascultați părerile mele și chestii de genul, dar când merge vorba de adevăr, știi, și când merge vorba de oameni care îți dau cu părerea, cei cu lucrurile care ai dovedit să le salvezi. Salut, cei cu lucrurile care ai dovedit să le salvezi. Nu, asta era cu mine, da. Am salvat două mai și o perei de chiloți care erau la mine în mașină de spălat. Noroc. Arată portofelul să vedem câți bani ai. Ăla, și cu întrebarea asta, arată portofelul să vedem câți bani ai.
se numește platforma. Măi, s-a plăcut. A plecat Dudi și te-ai Dudi. Cum a ars casa. A luat foc. Unde ești? Sunt în mașină în fața la Roman. Acolo cineva comenta la video ăsta care eu l-am postat, zici că nu, pe acolo la postul ăsta de televiziune, de pagina lor, de Facebook, că eu am scris comentarii lor dacă vrei pește. Duceți-vă, apropo, cine vrei puteți vă duci și să-i oferiți pește, știi? Am un pește, am un pește, dați-mi un pește. Și oamenii se nervează, știi? Like, what the fuck, și tu vrei cu peștele ăsta tău, du-i de jeană, știi? Ăsta încearcă să-ți explici ceva, știi? Dar tu zici, băi, vrei un pește, știi? Ce a luat foc casa? Pentru că am explicat asta, am explicat. Cum te simți? Mă simt ok, rău, Costelor. N-am dormit tot noaptea, dar nu mi-e somn, știi? Cred că, nu știu, cred că de la stres, cred că de-am... Până ne vedem, sigur. Ești fresh. Stai, eu întreb cum a ars casa, dar tu a ars, a luat foc. Cum poți avea să nu ai hate? Băi, ți-am spus că am explicat în video cum puța mea să nu ai hate. Tu știi, uite, dar și problema mea dacă tu nu urmărești ce postez eu. Sau auzi cu curul, știi? Asculți cu curul, de fapt. Eu îi explic în video, și eu vorbesc cu pereții sau și... MacBook-ul ai salvat? Da, MacBook-ul era cu mine. Ești un mult de ani distrus. Știu un... Ești un tip super bun în marketing. Continui cu daily vlog și în marketing. Am unul nu-s deloc bun. Ilie, de ce înjuri? Pentru că pot și pentru că sunt nervat și pentru că vreau. Nu știu cum ți-ți car, știi? Se vede că nu ai dormit.